Eu cred că partea de alocare de fonduri este partea cea mai ușoară. Partea cea mai grea este să cheltui acești bani ca să schimbi viața oamenilor cu care tu lucrezi. Eu mă duc aminte foarte clar primele mele senzații în corp, chiar eu am început efectiv să plâng. Deci, și acum când mi-aduc aminte, pentru că era foarte emoționant, pentru că era un lucru care, o nouă realitate care tu nu poți să o conții, nu poți să o înțelegi, de fapt. Și eu pot să povestesc despre ce s-a întâmplat din două perspective sau din două poziții, a mea personală, ca om, ca om care a fost luat așa pe nepregătit, cum spui tu, ca și toată lumea, și din poziția profesională de coordonare a coaliției, care cuprinde organizații ce lucrează cu femeile. Normal că aceste organizații s-au implicat inclusiv în gestionarea crizii umanitare a refugiaților, așa cum o bună parte din organizațiile non-guvernamentale au făcut, dar în special organizațiile pentru femei. Ca om, eu am lucrat în Ucraina, eu am lucrat, am trăit în Kiev, deci ultimii 4-5 ani făceam naveta foarte des. Odessa este orașul meu de suflet, la fel, unde făceam naveta foarte des. Lvov, am una din cele mai bune prietene ale mele, care și acum este acolo. Am o istorie legată, o dragoste mare din viața mea este legată de Ucraina, de Kiev, de unde am lucrat. Și am simțit-o, sigur că foarte, foarte dureros tot ce se întâmplă. Plus, însăși faptul că cineva, prins de veste, intră într-o țară străină, aduce niște argumente care sunt pur și simplu penibile, da? Deci faptul ăsta că cineva, într-un moment, poate să distrugă toată viața ta, asta este un moment greu de conținut. Prima ce am făcut joi dimineață, am scris colegilor mei de la rețeaua europeană a organizațiilor pentru femei. Deci era 9:30 dimineață când le-am scris și am spus că s-a început războiul și noi trebuie acum să ne gândim ce facem ca să ajutăm organizațiile din Ucraina. Să facem realocări de fonduri, să ajutăm. Deci asta a fost prima mea acțiune și am scris și donatorilor mei exact în prima jumătate zilei de joi să le spun că avem un război, că lucrurile nu se vor termina în câteva zile și noi trebuie să ne pregătim, în primul rând, uman, dar și financiar, pentru că era clar că, iarăși, voluntarii sau grupul de voluntari vor prelua inițiativa și, cel puțin prima și a doua săptămână, tot ce se va întâmpla din resursele umane ale persoanelor fizice, ale oamenilor, da, și a organizațiilor. Ceea ce s-a întâmplat, de fapt. Și vinerea a doua zi am mers la Ministerul Afacerilor Interne, unde era și grupul de voluntari Moldova For Peace, care a fost numit așa ulterior. Eu cu ei am lucrat atunci când a fost pandemie, distribuiam mâncare la persoanele fără adăpost. Și atunci cumva s-o trezit, hai să folosim oamenii care știu, care au experiență. Poate nu avem noi așa mare experiență de gestionarea crizelor, dar până se formează platforme, până se organizează guvernul, altcineva, agențiile guvernului, da? Trebuie să folosim acum ce se întâmplă. Pentru că vineri deja era clar că, da, să nu se oprească, nici nu se oprească sâmbătă sau duminică. Am lansat fondul nostru de urgență intern, care este un pic diferit de către alte fonduri, dar care include în sine, de data asta, și ajutor în numerar femeilor și copiilor refugiaților. De ce ne dorim să facem acest lucru? Pentru că nu vrem să legăm femeile refugiate, să le legăm de niște lucruri esențiale, cum ar fi mâncarea, produsele igienice, pentru că ele au nevoie de aceeași autonomie sau de aceeași libertate care au avut-o și până la asta. Astfel tu crezi cumva, te poziționezi pe partea asta de putere și control, creează o vulnerabilitate și o dependență economică, ori noi nu putem să facem asta fiind pe poziții de egalitate. Da, ele sunt într-o poziție vulnerabilă acum, dar sunt femei care au avut o viață până la asta, sunt foarte autonome, stau foarte bine ancorate în realitate, chiar dacă au trecut prin experiența mai mult sau mai puțin traumatică a războiului. Eu cred că în orice criză sau în orice situație de asta trebuie să te organizezi foarte repede. Foarte repede. Mai ales când tu ești ca stat sau ca organizație internațională unde tu ai capacități mari. Capacități de a atrage fonduri, capacități de advocacy, capacități de organizare, ai un aparat administrativ, ai experiență. Eu am personal o frustrare legată de nivelul de implicare și de asumare a responsabilităților a organizațiilor internaționale care trebuie să facă acest lucru, care au acest mandat. Și asta se întâmplă peste tot. Peste tot. Se vorbește de fonduri multe, se vorbește despre studii, despre database, despre o grămadă de chestii tare sofisticate. În timpul ăsta, noi avem Cantina Socială la Vulcănești, o femeie care fără toate lucrurile astea aduce fonduri, organizează, face case, găsești pampersuri, nu știi de unde benzină. Sau activista din Hârtob, da, care face case și nu știu ce, sau de la Soroca, nu contează, din Transnistria sau din Ocnița. Și discrepanța asta mare tot timpul, la nivelul ăsta unde sunt atâtea resurse, știi, și atâtea expertiză, și atâtea nu știu ce. Și aici unde lucrurile comunitare, organizațiile, grupuri de femei, femeile fac lucruri foarte faine, foarte meticuloase, foarte detaliate. Pe mine, de fapt, asta tot timpul, știi, undeva mă înfurie tare mult. Mai ales când citesc câte resurse financiare se ajunge la organizațiile pentru femei și grupurile de femei. Recent citeam un studiu, mai puțin de 10% din toate resursele financiare care tot se pun pe masă, știi? Eu cred că partea de alocare de fonduri este partea cea mai ușoară. Partea cea mai grea este să cheltui acești bani ca să schimbi viața oamenilor cu care tu lucrezi. Este și o discrepanță mare între organizațiile societății civile. Sunt organizații mari care cumva au anumite poziții, au anumite, nu știu, pot spune și privilegii, dar au cumva, știi, un istoric creditar, dacă pot spune așa, se oferă cu ușurință graduri. Sunt organizații mici care activează la nivel comunitar, ies mai greu din comunitate, accesează mai greu granturi mari, poate nici nu le trebuie să acceseze granturi mari. Aici ține de diversitatea organizațiilor din societatea civilă, e o temă, cred că o temă aparte și cred că sunt oameni... Hai să vorbim despre granturi net, păi 3500 de dolari. Da, și eu vreau să... Ce face o organizație cu 3500 de dolari? Păi uite, 3500 de dolari, noi și în coaliție am avut granturi care dădeam 5000 de euro, 7000 de euro, 3000 de euro, deci așa cam. Și pe cât timp să dau astfel de grant? Pe un an, pe jumătate de an, pe 2 luni, depinde care sunt necesitățile organizației. Sunt organizații care trebuie să-și plătească niște salariați, un asistent social, un psiholog, un jurist, un contabil, da, ca să lucreze cu persoanele date. Da, dintre care 40% sunt impozite. Referitor la locul ăsta, sigur, da, e bine să știi că ai unde veni. Și eu știu că voi acum, pe lângă ajutorul financiar și prin donații, încercați să-i ajutați și din punct de vedere psihologic. Care sunt experiențele lor, a femeilor cu care vă lucrați? Cum vorbesc ele despre ce au lăsat în urmă? Nu știu cum poate să simt un om care și-a lăsat nu doar casa, dar e o viață, da? Casa asta este o viață, pentru că tu când faci o casă, tu investești nu numai bani, dar investești, te gândești cum să pui poza aceea, cum să asortezi cu ovărașul șeala, n-ai fost nu știu unde că ai economisit bani pentru o canapea, de exemplu, dar știi, ai măsurat cu rigla acolo până unde a crescut copilul tău. Deci e o viață în spate și, practic, trebuie să începi o viață nouă într-un alt loc, într-o altă realitate, într-o altă țară, într-un mediu poate fi străin unde nu este limba ta. Bine că aici, de exemplu, în Moldova e limba rusă, da, de comunicare. Având poate soțul, tatăl acolo, în Ucraina, și cumva tu ești și acolo și aici, deci eu nu știu cum asta, cum poți să treci, nu știu cum poți să te simți. Pot doar să-mi imaginez, da, dar nu, mi este tare greu. Eu m-am gândit la asta când am văzut niște poze și făceam o paralelă între deportări, da, că tot așa au lăsat o viață întreagă, da, o viață muncită, o casă care îmi presupune o viață întreagă. Multă muncă, multe investiții de timp, de bani, de umane, de o viață. Acum, iarăși, știi, sunt o parte din femei care vor să se întoarcă înapoi, mai ales femeile care au venit în prima și a doua săptămână. Aceste femei cumva nu aveau, știi, toată groaza asta a unui război direct, pentru că eu presupun că tu când treci prin bombardamente, prin vezi cadavri, când îți explodează casa, tu nu mai vrei să te întorci înapoi. Eu presupun asta, poate nu e așa, știi? Sunt femei care vor să se întoarcă înapoi și au spus, de exemplu, colegii de-a mele, care au spus că ele se vor întoarce înapoi și își vor reconstrui orașul. Deci fiecare trece diferit prin experiența asta. Cineva se gândește să plece cât mai departe, în Italia, în Germania, în Austria. Și aici, știi cum, în spațiu public citeam că da, că ucrainenii profită, da, și acum pleacă și asta e o oportunitate și bine. Foarte bine. Oamenii se gândesc, orice om își dorește un spațiu sigur, normal, cu condiții decente, foarte bine, că se duc în țări unde nu au un pericol, da, la viața lor, la viața copiilor. Tot ce ține de militarism, tot ce ține de înarmare, tot ce ține de război, este un lucru care îl fac bărbații. Bărbații pornesc războaiele, bărbații pornesc competiția asta pentru armament, pentru cine e mai puternic, cine e mai mascul decât celălalt. Femeile ce fac? Remediază consecințele războiului și încearcă cumva să adune pacea din diferite bucățele, să-i adune pe toți împreună și să construiască o lume după ce au distrus-o bărbații.